tuturor și bine v-am regăsit la o nouă lecție despre cuvintele românești pe care le purtăm în suflet oriunde în lume. Numele meu este Corina Popa, iar astăzi vom vorbi despre cuvântul vulnerabilitate. Vulnerabilitate este un cuvânt desemnat printr-un substantiv care înseamnă însușirea de a fi vulnerabil și pe care mulți îl ocolesc. Oamenilor le este teamă să fie vulnerabili. Da, adică nouă tuturor ne e teamă și nu ne place să recunoaștem nici față de noi înșine și cu atât mai puțin față de ceilalți păcatul vulnerabilității. Căci, până la urmă, boys don't cry. Așa-i? Și chiar Zoe, din O scrisoare pierdută de Ile Caragiale, trebuie să fie bărbată dacă vrea să-i fie vorbele nu doar auzite, ci și ascultate, eventual și luate în seamă. Suntem asaltați, mai ales în mediile online, de perfecțiune, sub toate formele. Aspect fizic, școală, familie, statut. Oamenii au obiceiul de a-și croi măști perfecte. Din ele, desigur, derivă critica, comparația, nefericirea multora. Așa e. Oamenii, din spatele ecranului, oare își doresc să vadă doar partea pozitivă a călătoriilor noastre? Doar notele de 10? Sau ne acceptă și atunci când suntem obosiți, când greșim? Ne acceptă și când suntem triști? Sau ne taxează și ne judecă? Iubește-mă când o merit cel mai puțin, căci atunci am cea mai mare nevoie, spunea un proverb chinezesc. Persoanele cu adevărat puternice sunt și vulnerabile și nu le este teamă să arate acest lucru. Este important să transmiți ceea ce simți cu adevărat, să lași toate zidurile jos și să fii real. Chiar dacă devii vulnerabil, pentru că astfel poți să comunici sincer, cu compasiune, cu umanitate, iar astăzi oamenii au cea mai mare nevoie chiar de umanitate. Adevărata putere a unui om vine din acceptarea și din îmbrățișarea vulnerabilității sale. Vulnerabilitatea nu este opusul puterii, din contră. Odată acceptată, este una dintre resursele ce alimentează puterea interioară. Și, dacă pe mine nu m-ați crezut, o să vă prezint o povestioară care sigur vă va convinge de cele pe care le-am spus mai devreme. Leul și elefantul. Odată, de mult, leul stătea și se gândea la el însuși. Are ghiare ascuțite, dinți puternici. Este fioros, dar când aude un cuc cum cântă, se sperie extrem de tare. Atunci, regele junglei se întreabă, pot să trăiesc așa? Sunt unul dintre cele mai puternice animale. Și cu toate acestea, o creatură precum un cuc are puterea să îmi distrugă viața doar prin sunetele pe care le scoate. Chiar atunci trecea prin zonă un elefant imens, fluturându-și urechii. Îl vede pe leu și îl întreabă, ce-ai pățit? De ce ești așa îngrijorat? Leul a simțit nevoie atunci să-și împărtășească neliniștea cu elefantul și l-a întrebat, poate cineva sau ceva să-i facă rău unei fiare atât de mari și de puternice ca tine? Elefantul îi răspunse atunci leului. Vezi tu țânțarul ăla? Cât e de mic? Cât pare de neînsemnat? Dacă vreodată ajunge în părțile cele mai adânci ale urechilor mele, voi nebuni de durere. Atunci, leul a înțeles că până și cele mai puternice creaturi au punctele lor slabe și de atunci a început să aibă mai multă încredere în el și să nu mai lase problemele, să-i umbrească fericirea. Ei, dincolo de morala pe care am înțeles-o cu toții, am întâlnit în textul pe care tocmai l-am citit cuvinte precum leu, elefant,
țânțar, viață, problemă, fericire, ureche. Ce au toate acestea în comun? Ați ghicit. Sunt substantive. Partea de vorbire care denumește ființe, lucruri, fenomene ale naturii, stări sufletești, se numește substantiv. Substantivul este de două feluri. Comun, când definește ființe, lucruri, fenomene ale naturii care aparțin unor clase, copil, casă, fluviu, revistă, masă și așa mai departe, substantivul poate fi și propriu, când exprimă nume de localități, de persoane, de evenimente istorice, Alina, Ion, Dragoș, România, Dunărea, Războiul de Independență și așa mai departe. Substantivul are trei genuri. Masculin, un băiat, doi băieți, feminin, o fată, două fete sau neutru, un vapor, două vapoare. Și același substantiv poate avea două numere. Singular, copil, bancă, pod, caiet sau plural. Copii, bănci, poduri, caiete și așa mai departe. Ei, dar pluralul în limba română ne dă deseori bătăi de cap. Tocmai de aceea, astăzi, vă propun să învățăm 5 forme corecte de plural, pe care cu siguranță nu mulți români le știu. De la ciocolată, mulți. Eronat ar forma pluralul ciocolăți. Ei bine, pluralul corect al substantivului ciocolată este ciocolate. De la monedă, pluralul corect este monede, nu monezi. Iar de la astru, pluralul corect este aștri. Chiar dacă la horoscop deseori întâlniți întrebarea ce spun astrele. Ținem minte, pluralul corect al substantivului astru este aștri. Și acum o să vă surprind. Îmi doresc să o fi făcut și până acum. Pluralul corect de la substantivul croissant este croasanți, nu croasante. Și vă las în dar un suvenir lingvistic. Dar cuvântul suvenir are pluralul corect suvenire, nu suveniruri. Am vorbit despre substantive, am vorbit despre vulnerabilitate, am vorbit despre gânduri mici care ne transformă uneori în oameni mari prin neliniștile pe care reușim să le depășim. Iar acum a venit vremea să ne gândim care sunt cele trei substantive preferate ale fiecăruia și ale fiecăreia dintre noi. Ești gata? Eu m-am gândit deja. Educație, demnitate și iubire. Un om educat va merge demn oriunde în lume și va răspândi iubire în jurul său. Asta vă doresc și vouă. Să răspândiți iubire oriunde v-ați duce, să fiți demni și educați. Până data viitoare, vă reamintesc că o pastilă de gramatică pe zi, asociată unui regim de citit sănătos, ne ajută să creștem frumos și armonios. Pe curând!